Voi ce vă faceți aici? Ne scăpăm spionii. Cine ești tu? N-auzi? Și are cumva ochii mari și corpul lui este așa, movul ăsta, doar că mai închis. Doamne, e așa de cald afară. V-am adus niște plăcinte. Ei, ei, ce faceți acolo? Nu vreți să ne faci plăcinte? Vrei să ne sfătăm aici? Bine, mă duc să văd ce face tata. Unde ce cade? Numai pe vremea asta să nu stai în grădină și să lucrezi. Mai tată, mai poți de cald. Cald? Nu mai pot. Simt că leșin. Dar tu așa ai stat toată ziua, pune-ți ceva măcar pe cap să te mai protejeze. Ce să mă mai protejeze? Las! Nu pățesc nimic. Doar știi că-s rezistent. Cum știi? Dar să știi că dacă vii la mine și îmi spui că ți este rău, nu vreau să te aud. Eu am plecat. Lasă că nu vin, nu se întâmplă nimic. Nu-ți mai faci atâtea griji. Păi da, chiar e cald, chiar e cald. Oare nu se mai înnourează un pic? Măcar de-ar veni câțiva stropi de ploaie. Poate că ai plăcintă și ai și telefonul. Ai luat? Da. Hai, vino! Vai, asta s-a stricat. Nu pot să cred. Of! Doamne! Hai să ne stăm ca nu mai cu grâne. Erica? Uite, am început nivelul. Ieri! Da! Adu-mi și mie, te rog, un pahar cu apă. Acum! Nu mai pot, deși ce nu mai pot, simt că mă topesc. Erica, de unde pleci? N-auzi? Mă duc să iau să-mi taci un pahar cu apă. Erica, stai puțin. Cred că am o idee. Ce idee! Ascultă un pic. Hai în loc de apă să-i facem un grima shake. Da, ce idee bună! Dar de unde să luăm? Că aici nu avem McDonald's. Erica, dar îl facem noi! Dar oare ce ingrediente trebuiau? Lapte, parcă avem. Da, da, avem și struguri. Dar ce fac eu acolo? Hai să facem! Deci avem nevoie de lapte. Și uite, apă minerală avem aici. Hai. Și lapte. Lapte aici. Uite. Mamă, oare cine ai tu să aibă? Codrin, ia să pui laptele și apa, iar tu du-te și adu-mi struguri. Bine. Thank you.
Wow. Esența. Să pun și îl aștept pe Codrin. Erica! Da? Da, atât! A, super! Acum să punem aici. Erica, dar le pui așa întregi? Nu, am să le storc. Așa. Wow! Ai dat-o? Wow, cât de fain e! Măi, am trimis-o după un pahar de apă. Unde stă? Doamne ferește, greu mai vine. Nici măcar nu știu dacă m-am luat după rețeta potrivită. Erica, dar miere ai pus? Da, trebuie și miere, nu am pus. Eu știu unde e miere. Tot e și rău. Bine. Așa. Cred că mă duc eu să-mi iau apă. Cred că ajunge. O să-mi trec așa. Ai găsit? Da! Hai, vino! Ia. Ia de aici. O să pun multă. Nu, mai bine. Așa. O să mai iei. Mă, de ce nu s-o să aibă? Nu știu. Așa. O să văd. Bun. E ca așa mică. Hai să-i duc la tata. E bună. Clapte. Hai. Tati, uite ce ți-am adus. Voi, ai venit o să... Și ia asta, tata, ți-am cerut o... E o băutură specială! Am preparat-o chiar noi! Tati, dar... Eu nu ți-am cerut decât un... pahar de apă și tu mi-ai adus aici... Da, dar e foarte special, e făcut de mine și Codrin! Da! Nu-ți place? Gustă-l! Erica, dar... Mie mi-era sete de apă, Erica, ca... La arșița asta apă-mi trebuie, nu? Tata, dar e foarte bună pentru căldura asta și în plus are și apă. Îți place? Da. E bun? E bună. Ține de sete. O să-l beau tot. Eu ți-am zis. Ce au fost? Lovițe de strugure! Hai că a fost bun! Chiar... I-a plăcut! Chiar m-a răcorit! Acum pot să mă apuc chiar de teamă! Mulțumesc mult! Opa, așa ce mă bine! Spăt! Erica! Ieri! Da! Paharul, tati, du-l înapoi, te rog! Mulțumesc mult! Copiașa, trebuie să stăm undeva în spune! Codrin, hai să ducem paharul pe masă și să ne ascultăm după braț ca să vedem ce simptome are tati. Da. Dar poate de aici? Nu se vede chiar bine. Da. Hai în căsuță, că se vede cred că mai bine acolo. Da. Ce fac copilul ăla oare? De ce merg așa tiptil? Aici. Deci că mi-aș spionii. Și pe cine spionați? A, pe nimeni, așa, deci că doi. Bine atunci, spionați în continuare. Închide ușor, ca să vedem.
Parcă am auzit ceva. Cred că mi s-a părut. Sigur am auzit ceva. Că tu... Tu cine ești? Cine ești tu? N-auzi? Ba da, aud! Și dacă aud ce? Cum adică ce? Dacă te-am întrebat, normal ar fi să răspunzi. E, mie îmi place mai mult să privesc. Și adică dacă eu te întreb cum te cheamă, n-ai de gând să răspunzi? Sau ce? Tu chiar nu vorbești? Te-am întrebat cum te cheamă. Grimas. Grimas Shake. Gricum? Ce nume e și ăsta? Grimas Shake, am zis! Am înțeles! Auzi, mai Grimas ăsta care... Doamne, ce ciudat arăți! Vrei să mă ajuți un pic aici să privesc iarba? Uite, vii și tu și te apleci așa, iei câte una alta, pui acolo, hai că e simplu! Hai! De aici e bine? A, da, nu! Deci... Aia este roșie, ăla e busuioc. Nu de ele, nu trebuie pe alea să le rupi. Întoarce-te, uite acolo la spatele tău. Codrin, oare tata vorbește cu cineva? Cred că da, hai să vedem. Uite, asta este iarba. Nu așa se face. Ești cumva cu cineva? Da, voi nu, tu nu vezi? Vorbesc cu... Cum îl cheamă? Grimace ăsta. Cum ai spus? Grimace? Da, cu ăsta îi... Era aici, e o chestie așa, nu știu, ca o pară cu capul... Dar unde o dispărut oare? Era aici, că l-am pus să mă ajute la cules iarba asta. Are așa o formă rotundă la cap și era mai grosul. Și are cumva ochii mari și corpul lui este așa, movul ăsta, dar că mai închis? Da, exact. Uite așa, exact nuanța aia. Dar uite ce rău îmi pare. L-ați văzut și voi? A trecut pe lângă voi cumva? Da, l-am văzut, dar într-un șoc, nu în realitate. Na, nu știu ce fel de jocuri, că eu v-am spus că era aici lângă mine și l-am pus să facă treabă. Chiar mi-a rupt de acolo din busuiocul ăla, a rupt o frunzuliță și i-am spus să nu mai rup de acolo. Eu cred că el de fapt a plecat că l-am pus la treabă, că așa e toată lumea. Când nu pui un pic la treabă, cum gata, își caută în altă parte să-și facă. Da, așa e, toată lumea fuge de treabă. Hai că trebuie să mergem. Erika, ai văzut? Tata, că l-a văzut pe Grima, s-a funcționat. Hai să mai facem un pahar ca să-l bem și să-l vedem și noi pe Grima. Da. Gata. Hai cu Grima, ai adus struguri. Da. Da, știi ceva cu Grima? Hai să ne mai stoarce, punem așa direct. Gata, ajungem. Vai, nu i-a pus apă. Hai. Gata, ajunge. Dar nu să l-am mișcat. Și acum? E gata. Ține acolo din gustă. Ce-a funcționat? Dar de ce stai cu aia pe cap?
cap. Adică, ca să nu mai bată soarele ăsta, nu vezi ce puternică-i? Hai, fugiți la joacă, lăsați-mă să termin treaba aici.